în acest moment s-a pus să sechestru efectiv și va fi scoasă licitație, vor fi scoase la licitație microbuzele CSM-ului pe de către executorul judecătoresc. Trebuia făcută rectificare de buget și comisia de avizare a dat avizul în 7 noiembrie, urmând ca direcțiunea CSM să îndeplinească formalitățile, să transmită la primărie proiectul de modificare buget CSM, astfel încât și modificarea nu prevedea sume noi de virat de la primărie, ci o modificare în interiorul bugetului CSM, astfel încât să se poată plăti banii pentru executarea asistității, să nu avem surprizele ca copiii sportivi să nu aibă cu ce să meargă la competiții și în același timp sunt notificări, de exemplu, din partea electrică că se va asista furnizarea curent electric la hipodrom, de exemplu, și la stadion. Mâine s-ar putea să jucăm meciul de fotbal programat la stadion pentru întuneric. Da? Iar onor primăria condusă într-un mod foarte profesionist de managementul ei, nu a fost în stare într-o lună de zile, mai bine de o lună de zile, să comunice cu CSM-ul prin directorul numit de către domnul primar și să ne pună pe ordinea de zi a Consiliului Local acest proiect de buget de modificare a bugetului CSM. O lună de zile nu a fost în stare să-l transmită către Consiliul Local. Cu aproximație, despre ce sume vorbim? Păi, vorbim de exemplu de 40.000 de lei pe executarea asilită pe microbuze.